Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și pe canalul nostru de YouTube. Ne găsiți acolo la Hunedoara 1 TV. Vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți număr atât de mare alături de noi zi de zi. În atenția dumneavoastră, după cum bine știți, în ultima perioadă am adus foarte mulți candidați pentru diferite funcții. Ne referim aici la funcția de primar, consilier local, președinte de Consiliul Județean și implicit consilier județeni, acei oameni care își doresc să se implice în viața activă până la urmă a fiecăruia dintre noi. Cu toții ne dorim schimbare, doar că fiecare dintre noi o definim cumva diferit, această schimbare. Ei vin în fața dumneavoastră să își facă cunoscute proiectele pe care le au pentru comunitatea pe care o reprezintă fiecare în parte și acest lucru, până la urmă, este de bun augur, pentru că trebuie să cunoașteți, să îi cunoașteți pe acești oameni. Asta facem și noi, îi aducem în fața dumneavoastră, iar astăzi, alături de mine, sunt doi invitați. O să încep cu doamna, pentru că așa se cade. Doamna Raluca Todea, candidat din partea AUR pentru Consiliul Local Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Îmi pare bine că am reușit să ajungem și că suntem totuși în perioada sărbătorilor de Paște, cu un suflet deschis, un suflet bun, dornic să facem lucruri mărețe și dornic să fim aproape de sufletul oamenilor, adevenilor în special. Da, acest sentiment ar trebui să se păstreze pe tot parcursul anului, să fim așa, să trăim cu adevărat toate aceste sentimente. Alături de noi este și domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua și telespectatorilor noștri. Ca să fiu în ton cu colega mea, voi spune atât, nu doar de Paști trebuie să fim mai buni și nici de Crăciun să fim mai buni, trebuie să fim tot timpul anului, trebuie să fim mai buni și cred că ceea ce ar trebui să ne definească pe noi ca și oameni este dragostea față de semenii noștri. Care ne cam lipsește în ultimii ani, aș spune eu. Cumva am devenit destul de egoiști din acest punct de vedere. Nu ne mai prea interesează. Bine, ne interesează ce face capra vecinului, pentru că asta cumva este un sport național la noi, să vedem ce se întâmplă, ce face vecinul, cum face, dacă face, de ce face, dacă nu face, de ce nu face. Dar trecem peste acest aspect. Doar că ne dorim schimbare. Nu ne implicăm sau ne implicăm mult prea puțin, la fel cum nici tinerii nu se prea implică în politică, spre exemplu, și în anumite cazuri sunt de înțeles, pentru că am avut, din păcate, foarte multe exemple negative din acest punct de vedere și atunci au ales să meargă în privat, să își dezvolte propriile lor afaceri și o văd aici pe doamna Raluca, care dă așa din cap afirmativ atunci când vine vorba despre mediul privat, proveniți din mediul privat Da. Cred că ați simțit aceste lucruri destul de intens. Da, le-am simțit, le simțim în continuare. Chiar este un mediu și asta este unul dintre punctele pe care îmi doream foarte mult să le discutăm. Un domeniu extrem de afectat, fiind antreprenor în Horeca de ceva timp, de ceva ani buni, chiar ne chinuim foarte tare și chiar încercăm să, nu știu, să aducem anumite artificii, să plecăm în anumite orașe ca să putem aduce un capital pentru a ne plăti dările angajații în Deva. Care sunt din ce în ce mai substanțiale, mari. Exact. Da, din ce în ce mai mari, iar cumva cu inima strânsă și cu dezamăgire, aș putea spune, remarcăm că nu se întâmplă nimic bun în orașul nostru. Asta e o mare problemă, să-i zic așa. O durere antreprenorilor, probabil, în general. Suflet, da, a mea și a multor. Și suflet și în buzunar altora. Până la urmă, pentru că se reflectă cumva, nu? Da, vedem că vine lumea. Lumea vine din străinătate cu un suflu nou. Lumea vine cu speranță în suflet, înapoi în țară, să facă proiecte noi, să deschidă locuri superbe, cu cunoștințe dobândite, să știți, cu greu și cu sudoare în anumite părți ale lumii. Și eu, la rândul meu, am trăit lucrurile astea și pot să vă zic că nu e ușor. În primul rând că ești plecat de acasă și, în al doilea rând, muncești greu ca să înveți, muncești greu ca să faci niște bănuți pe care
ulterior vii să investești în orașul tău în care te-ai născut și de care ești extrem de atașat. Să înțeleg că ați fost dezamăgită? V-ați reîntors acasă? Nu, dezamăgită nu, pentru că eu totdeauna am fost o naționalistă și extrem de pământenită așa în țărâna unde am crescut și am copilărit. Țin foarte mult la Deva, puteam să mă mut oriunde în țara asta, dar n-am vrut, am zis nu putem să plecăm toți, trebuie să facem ceva. Noi suntem aici ca să creăm un loc pentru copiii noștri și pentru oamenii care merg alături de noi. Dar din păcate nu putem singuri. Trebuie să fim ajutați și trebuie să ne ajute cineva care trebuie să miște ceva în primărie, trebuie să miște ceva în consiliul local. De ce menționez segmentul Horeca? Pentru că am încercat din răsputeri să fac anumite lucruri. Am văzut că nu se întâmplă, nu avem niciun eveniment culinar, gastronomic. Nu se întâmplă. Și dacă avem, sunt venite din alte județe, da. Evenimente așa ocazional organizate aici, da, sunt venite pe în care alte le găzduim, județe. De fapt nu le organizăm. Chiar am participat anul trecut la unul dintre aceste evenimente, extrem de bine organizat, niște oameni din București foarte talentați, care focusul lor era să organizeze tipul ăsta de evenimente de street food în orașele mici. De ce? Pentru că în orașele mici de obicei nu se întâmplă nimic, ziceau ei, astfel că își doreau foarte mult să creeze și aici un vibe fain, să vadă care sunt producătorii locali care puteau să participe și să alăture lor un număr mare de alți participanți din orașele consacrate deja. Marea dezamăgire a fost că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar primăria nu a prea participat la momentul respectiv cu mai nimic. Taxele au fost destul de măricele. Taxele de participare. Deci a participat cu ceva, nu? Da, cu niște taxe, da, și cu niște facturi de plătit. Eu personal am stat fără curent electric 3-4 ore pentru că n-am avut electricieni care, nu, primăria trebuia să asigure un suport tehnic. N-am avut electricieni, am stat ca plată, zic, băi, ăștia cred că ne sabotează careva pe aici. În fine, groaznic. Una peste alta chiar a fost foarte dezamăgită, dar ce să vedeți, marea uimire, oamenii au venit din Hunedoara, din Alba Iulia, din, chiar din Sibiu, o grămadă de lume din Deva. Înseamnă că acest segment, într-adevăr, nu este acoperit și este nevoie de astfel de evenimente. Și lumea venea, se distra și zicea, Doamne, ce fain, ce se întâmplă lucruri, într-adevăr se întâmplă ceva și în orașul nostru. Și mi-am dat seama, bun, și de ce nu mai facem? De ce nu se întâmplă nimic? De ați ce trebuie să mă duc în Timișoara? Întrebare, de ce nu se face nimic undeva din acest punct de vedere? Am, da, veșnică întrebare fără răspuns. Nu se întâmplă nimic. Datorită lipsei de viziune, aș putea spune, lipsei de viziune a administrației locale, pentru că... Nu e suficient doar să asfaltăm, să mai astupăm o groapă, nevoile, să mai punem două morduri, sunt, să le luăm, sunt, să le punem înapoi. Nevoile sunt multiple, nevoile cetățenilor. Și mă bucur că o am astăzi alături de mine pe... Și în fiecare zi, mea, cred, nu? Bineînțeles, dar mă refer la faptul că o am astăzi aici, în platoul emisiunii dumneavoastră, pe colega mea, Raluca Todea, și contez foarte mult pe sprijinul și suportul ei în viitoarea formulă din Consiliul Local, pentru că este o femeie tânără, cu viziune, o femeie mulțumesc. Care a muncit și a demonstrat că poate face performanță și a performat în acest sens. Da, Deva are nevoie să sprijine antreprenorii și în speță IMM-urile. Administrația o poate face, are cum să facă acest lucru, are la îndemână posibilități de a face, de a da drumul la niște mici start-up-uri și în felul acesta ar implicit bunăstarea locuitorilor municipiului, ar crește. Noi, cei de Laur, avem proiecte în acest sens. De altfel, noi cei de Laur am demarat o campanie Cumpără de la români, cumpără de la producătorii români, o campanie care este și în continuare este în derulare, pentru că în felul acesta încercăm să sprijinim antreprenorii români și implicit să stimulăm totodată producția și mă rog, tot ce înseamnă valorificarea produsului românesc, pentru că așa e firesc, așa este normal. Dacă nu stimulezi acel producător și vei merge în continuare să iei din hipermarketuri, nu vei face altceva decât să
bă, crește venitul și, bineînțeles, să umpli buzunarele multinaționalelor, bani care se sifonează către exterior, multinaționale care, după cum bine știm, nu plătesc dări, nu plătesc taxe în România și în felul acesta noi ne sărăcim pe zi ce trece. Asta este o politică care, mă rog, ne sărăcește de la un an la altul. Legat de evenimentele la care făcea Raluca referire, da, DEVA este codașă la realizarea de astfel de evenimente. Oamenii au nevoie să se destindă, oamenii au nevoie de organizarea de festivaluri culinare. Să se destindă parte dintre ei, iar cei care sunt producători de aici din zonă să-și valorifice implicit, produsele pe care își pot valorifica produsele, pot promova anumit, eu știu, avem posibilitatea să facem produse de brand înregistrat în DEVA, marcat în România și așa mai departe. Adică, haideți un pic să vedeți, despre asta facem noi vorbire când vorbim de naționalism. Și ăsta este un segment care îmbracă acel naționalism. Nu să... Dar vedeți, adversarii noștri politici o duc în extrema cealaltă. Adică ne fac naționaliști către extremiști. Exact. Nu, nu are nicio legătură. În momentul în care ești naționalist, îți iubești țara, îți iubești tradiția, îți iubești rădăcinile, îți iubești tot ceea ce ține de tine ca și ființă, ca și neam. Ieri am participat la târgul tradițional de la Pui și vreau să vă spun că nemulțumirile oamenilor sunt fantastic de mari vis-a-vis de faptul că nu se dă încă drumul la târgurile de animale. Băi, oameni buni, păi dar noi am fost vânzători și am, deci comerțul cu animale e din, de pe istorie. Vremea dacilor, deci despre ce vorbim, e istorie. Și noi ținem, suntem singurul județ din țară care încă în continuare, datorită unei proaste organizări PSD-iste la nivelul județului, unei proaste organizări PNL-iste la nivelul prefecturii, noi am ținut în continuare târgurile de animale închise. Ei se justifică cumva. Ei se justifică, justificări. Porcină, auzi, justificări, acai, putem să găsim departe. Justificări multiple. Știți cum e? E vorba aia, ci că morții se îngroapă cu pământ și vii se acoperă de hârtii. Asta se întâmplă la noi. În continuare, PNL și PSD ne demonstrează că nu sunt altceva decât aceeași mizerie. Adică 35 de ani n-au făcut altceva decât să înrobească acest popor, să-i taie toate sursele. Adică noi nu mai avem voie să mai tăiem porcul în ograda noastră, noi nu mai avem voie să ne mai vindem vaca, vițelul, mielul, cel puțin și așa în mai forma departe. Nu în forma în care noi eram obișnuiți. Ieri, la târgul de la Pui, am avut bucuria să-l avem alături de noi pe președintele partidului, domnul George Simion, și vreau să vă spun că oamenii au vibrat efectiv, dar în schimb nu conteneau cu plângerile la adresa partidului comasat. Deci este așa o bucurie combinată, da, cu tristețe. Efectiv, președintele partidului a primit un toiac de la Ciobănesc și cu acea ocazie a fost urat să pună toiacul pe spinarea parlamentarilor în Parlamentul României. Deci aceasta este starea românilor în momentul de față, înțelegeți? Deci oamenii au ajuns la saturație. Eu de asta spun de fiecare dată, 2024 este anul resetării naționale. Anul resetării în care românii s-au săturat de iobăgie, aș putea spune, pentru că ceea ce a făcut PNL-ul și PSD-ul în toată această perioadă n-a fost altceva decât o formă de sclavagism modern. Dacă ne luăm după declarațiile dumnealor, avem o economie care duduie în România. Duduie pe banii veniți, pe banii veniți de afară, doamna Tămăr. Duduie pe banii veniți de afară. Bani care făcuți de căpșunari, de tați care stau departe de familie și casa le este o cabină de tir timp de o lună de zile, de copii plecați care trimit bani de medicamente din diaspora, trimit bani de medicamente părinților, de femei care îngrijesc bătrânii din Italia și din Franța și fac curățenie de badante.
În loc să stăm să avem grijă de bătrânii noștri, asta este politica care a fost dusă și acolo ne-a dus. La robie. Ăsta este sclavagismul modern la care asistăm acum. Iar creșterea de care ei fac vorbire nu este altceva decât este o creștere bazată pe consum, nici de cum pe producție. Pentru că noi, în clipa de față, noi vorbim de următorul aspect. România, în momentul de față, se comportă ca o țară de mâna a treia. Adică, ce înseamnă asta? Noi vindem lemnul pe picior, vindem vaca pe picior, vindem porcul pe picior, noi practic vindem doar materie primă. Noi nu mai producem nimic. În loc ca toată această materie primă noi să o procesăm, să o valorificăm și în speță implicit să o revindem cu preț bine stabilit și tocmit de piață, noi nu facem altceva decât să dăm materie primă și să aducem înapoi o marfă ultra procesată. Și aici, pentru că este colega mea care se ocupă și este în domeniul culinar, bucătăria ei, nu facem altceva decât să aducem un produs ultraprocesat care este toxic și nu este benefic. Vedeți dumneavoastră, toți primarii vin și spun: o să vă fac străzi, vă fac canalizare, iată că asistăm acum la o asfaltare electorală, asistăm la ridicări de guri de canal electorale, așa am înțeles actualul edil să iasă în ochiul cetățenilor. Ignorând totodată cartierele mărginașe care, ca și până acum, au fost ignorate, iată că nici acum nu și-a întors privirea către ei, alocând fonduri în stânga și în dreapta, bani cu nemiluita, făcând lucrări de pomană pentru câteva luni, pentru că bulevardul, atât 22 decembrie, cât și Decebal, urmează să se facă reabilitarea infrastructurii subterane. Și asta ce înseamnă? Și asta înseamnă că acest asfalt va fi tăiat și va fi spart din nou. Cetățenii trebuie să știe că această asfaltare este pe banii lor și în continuare taxele vor crește, stimați cetățeni, cu actualul edil în funcție, dacă veți merge în continuare tot așa, taxele vor crește pentru a scoate celelalte lucrări și celelalte asfaltări care vor trebui făcute, pentru că lucrarea asta este făcută doar să vă mai păcălească pentru încă 4 ani de zile. Deci cetățenii trebuie să știe. Totodată, chiar zilele trecute am fost într-o ședință, în ședința de Consiliul Local, și am asistat la o hotărâre de proiect de Consiliul Local de noaptea minții. Și anume. Se votează în ședința de Consiliul Local alocarea sumelor necesare pentru realizarea unei treceri pietonale pe strada Sântu Halm, între stația Petrom și pe DN7. Locație care nu este reabilitată și nu are trotuare. Adică noi alocăm bani pentru o trecere de pietoni, dar nu există trotuare, ca să ne înțelegem, ca să fim foarte bine înțeleși. Acea reabilitare trebuia făcută pentru că au existat bani. Reabilitarea DN7 au fost bani și pe Angel Salini s-au pierdut 43 de milioane pentru că primăria Deva a zis: nu ne trebuie bani ăștia. Da, este de notorietate deja această informație. După care te împrumuți, tu, administrație, te împrumuți de 53 de milioane. Păi băi, oameni, sunteți sănătoși la cap? Or fi având eu o strategie. E foarte bună strategia asta. Eu dacă erau la mine acasă, nu știu ce le făceam, că nu... Iată cât de mult contează și echipa pe care și-o conturează un primar pe lângă el, pentru că uneori poți să mai ai și idei proaste. Dar încă o dată, dacă ai oameni pregătiți, să mai noi facem bune, o trecere de pietoni undeva unde oamenii nu au trotuare. Deci oamenii nu au pe unde să se deplaseze. Atunci, care este rostul dacă tu nu ai reabilitat acel tronson? Sunt multe întrebări care au venit și din partea cetățenilor de-a lungul anilor și prea puține răspunsuri pe care le-au primit și mai puține fapte, din păcate. Corect. Lucru care s-a dovedit, adică sunt și filmări Consiliului Local care atestă. Eu mă gândesc doar la o tragedie care s-ar putea întâmpla acolo, pentru că, după cum bine știm cu toții, studiile de trafic efectuate în zona acolo pe DN7 arată niște valori de trafic fantastic de mari.
imaginați-vă ce ar însemna o sugrumare și avem exemplul celelalte treceri de pietonale de la DHS de acolo, da, de la biciclete, unde s-au întâmplat tragedii multiple. Au murit oameni acolo. Imaginați-vă ce se poate întâmpla și la această trecere pietonală când era mult mai bine gândită, nu știu, un pasaj, o pasarelă. Deci era mult mai sigură. Atât din punct de vedere al circulației rutiere, cât și al pietonilor. S-a votat acest proiect? Da, acest proiect s-a votat și a trecut. Deci bineînțeles, colegii noștri consilieri au urs sau și-au venit și cu argumentația necesară, însă, la fel ca și celelalte ședințe, când ori de câte ori colegii noștri vin cu propuneri pertinente sau ridicăm la fileu anumite probleme legate de legalitate sau de, mi se spune, domnule, noi nu votăm legalitate, noi votăm oportunitatea proiectului. E de noaptea minții, e ceva așa tare strange. Ori toate lucrurile acestea trebuie corectate, dragi cetățeni ai municipiului Deva, trebuie corectate după data de 9 iunie, când doar dumneavoastră decideți dacă doriți să fiți în continuare ținuți în aceeași colivie sau vă doriți un viitor mai bun. Doamna Tode, ați fost plecată în mai multe țări, să spunem, ați vizitat, ați locuit, v-ați format până la urmă, probabil și profesional și personal în alte zone, pentru că asta este cursul, ăsta este cursul vieții până la urmă. Mergem acolo unde simțim noi că ne este mai bine, cel puțin pentru o perioadă. Când v-ați întors acasă aici la Deva, ați fost mulțumită de ceea ce ați văzut, ceea ce ați găsit aici în orașul dumneavoastră? A fost plecată, da, o perioadă destul de lungă. Aveam așteptări mari după atâta timp. Am mai venit pentru perioade scurte de sărbători, mai vii acasă că ție și dor așa. Și atunci atmosfera este alta, prieteni, da, familie, da, nu prea deși, timp să... Da, nu, Deva totdeauna de Crăciun parcă așa, e lipsea strălucirea, e lipsea, nu știu, n-am mai avut suficiente beculețe, n-am mai avut nimic de făcut pentru copiii noștri. Destul de întunecat. M-am întors, da, când m-am întors definitiv și am trecut de perioada asta de dor, de bucurie, îți venea să pupi așa asfaltul că ești acasă, încep să vezi partea întunecată a lucrurilor și să te lovești de problemele vieții de zi cu zi. Și asta vezi. Vezi că nu s-a întâmplat nimic în atâția ani de zile. Bun. Ba mai mult, mergem în jos. Totdeauna am comparat și orașele de lângă cu Deva și s-au dezvoltat incredibil alte orașe și noi am rămas cu 10 pași în spate. Orașe care au avut aceleași oportunități, dacă ne referim la proiectele pe fonduri europene, cele guvernamentale. Bineînțeles. Doar că undeva ceva noi n-am apucat și nu înțeleg de ce. Noi de ce nu putem să facem lucruri noi, lucruri frumoase pentru orașul nostru? Deva a fost totdeauna considerat așa ca un fel de, nu știu, orașul cetății, reședință de județ, etalon până la urmă, oameni de cultură, oameni citiți. Nu știu, nu cred că ne considerăm un oraș inferior celor din jurul nostru, absolut deloc. Eu zic că trebuie să ne adunăm toți din dărâmăturile astea care ne înconjoară. Până la urmă, eu chiar vorbesc ca un om normal și sunt un om din câmpul muncii. Și nu, eu nu mai pot. Nu mai pot de nerv, nu mai pot de supărare, de mâhnire și cumva... Nu știu, sper din suflet, sper să se adune devenii mei iubiți, că așa le zic în toate postările mele de pe Instagram, devenii mei iubiți, trebuie să facem ceva. Trebuie să schimbăm ceva. Eu merg până în pânzele albe ca să pot să ajut segmentul ăsta Horeca, să pot să nu mai văd spațiile astea goale, să nu mai văd centrul ăsta care nu-mi inspiră nimic. Ok, l-am făcut nou, e drăguț, pavat. E o stradă pavată lipsită de personalitate, lipsită de viață, lipsită de evenimente, lipsită de atracții mai turistice. Mai mult decât atât, sunt și afaceri care s-au închis recent pe acest centru, recent reabilitat. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Nu se poate să ne umplem de second hand-uri, nu se poate. Deci, noi de ce nu? Farmacii și jocuri de noroc. Da.
Nu se poate. Da, ok, bun. Aia sunt cei care își permit probabil să plătească chiriile mari. Nu e vina neapărat a autorităților locale că proprietarii au chiriile care le au, dar s-ar putea foarte bine susține din anumite venituri, din încasări mai mari. Eu am foarte mulți cunoscuți în domeniul ăsta, administratori de restaurante, administratori de cafenele, de fast food-uri, de, nu știu, chiar de gherete care vând hot dogs sau ce, Doamne iartă-mă, vând oamenii ăștia să se poată susține. Muncești ca un sclav, muncești ca un rob, încerci să creezi lucruri frumoase, încerci să faci lucrurile și să creezi o mâncare sănătoasă. Și pe când să te bucuri de rezultate, îți dai seama că poți vinde. Nu stai ai pe cui. Loc. Da. Nu ai cui. Este pentru prima dată când sunteți în politică și da, de ce dată. Ați ales să fiți membră, iată, a Alianței pentru Unirea Românilor? Și mai apoi dată, să și da. Candidați, iată, da. Pentru da, funcție da. De consilier local. Pentru că nu mai, n-am putut să mai aștept. Nu știu, am zis, dacă nu, acum, atunci când? Pentru că acum trebuie, să ne, niciodată, trebuie nu? Să ne... Da, dacă nu facem noi, cine să facă? Să vină alții din... De unde să vină? Să vină străinii să ne pună lucrurile în ordine? Nu. Mă regăsesc cu proiectele partidului AUR, cred în oamenii pe care i-am cunoscut și chiar sunt oameni foarte faini, foarte mulți tineri implicați și eu chiar doream de mult să văd tinerii că se implică. Colegul nostru Gabi, zic, e un om care și el a experimentat străinătatea și suntem așa cumva pe aceeași lungime de undă și am zis la toată lumea, domnule, omul ăsta chiar e un om normal, adică chiar nu seamănă cu ce am cunoscut până acum și chiar, uite, cu oameni de ăștia merită să mergem înainte și pe oamenii ăștia trebuie să-i susținem. Sunt convinsă că vor face lucruri mari și sunt convinsă că nu sunt numai povești, cum am fost obișnuit până acum. Aici este problema, pentru că oamenii au fost mult prea mult timp obișnuiți cu aceste povești, cu promisiuni electorale. Da. Cu păcăleli. Cu păcăleli. Cum doriți să le spuneți. Și le este destul de dificil să creadă acum că se pot face lucrurile și altfel și că se pot face lucrurile în primul rând. Lucrurile se pot face și plecăm de la faptul că există resursă materială. Deci există resursă materială încă singura, mai avem. Încă mai avem. Cu toate că s-a risipit apare, așa da. pe în stânga și în dreapta, încă slavă bunului dăm Dumnezeu că nu dăm avem. De la noi, nu? Pe sistemul acesta. Resursă materială există dacă vine o echipă cu viziune. Iar această echipă pe care eu o propun, sau în cadrul acestei echipe, mai bine spus, sunt oameni cu viziune, oameni care îmi împărtășesc ideile, oameni alături de care am stat zi și noapte și am gândit proiecte atât pe termen imediat de a îmbunătăți calitatea vieții devenilor, cât, bineînțeles, trebuie avut în vedere faptul că sunt proiecte de anvergură care se întind pe termen mediu sau pe termen lung, însă cetățenii trebuie să fie informați despre perioada acestor proiecte. Însă, după cum spuneam, am stat de vorbă cu colegii mei, le-am pus cap la cap și am încercat să găsim soluția optimă, să optimizăm și să maximizăm rezultatele de așa manieră încât în formula pe care o avem, să putem să furnizăm devenilor, după data de 9 iunie, să putem să furnizăm devenilor rezultate imediate pe anumite segmente în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții. Și aici m-aș duce către nevoile primare, aș putea spune, pentru că, vedeți dumneavoastră, toată lumea și orice primar care vine se duce către nevoile secundare, terțiare. Vă fac drumuri, vă asfaltez, vă canalizare. Care, 2024 ar fi trebuit da, să le avem pe toate da, bineînțeles, puse, acestea trebuie puse la punct. Asfaltarea unei categoric. Drog. Ori, noi nu ne gândim la nevoile imediate ale omului, adică condiții de viață într-un climat curat, un aer curat, o mâncare sănătoasă, o apă curată, da? Casa să fie casă. Acestea sunt nevoile primare ale omului.
E ca și cum i-ai spune unui om și vorbești de mai eu și ulterior când îi spui de asfalt, de drum, de parcări, că și alea sunt necesare, îi spui despre palton, mă înțelegeți? Că dacă omul nu are, bă, păi eu n-am bani să... primăria, administrația locală în toate poate aceste contribui. Elemente. Să vă dau un simplu exemplu. Bă, ne-am gândit la pentru elevi și pentru școli există niște dispozitive care se pot implementa la nivelul fiecărei școli, un astfel de dispozitiv de purificare a apei te duce undeva la 5.000 de euro, deci costurile pentru o școală duce la 20.000 de euro pe 4 nivele, da? Asta înseamnă că acei copii din școala respectivă vor beneficia de o apă curată, care este direct de la robinet, fără a incuba costuri suplimentare, adică părintele să se străduiască să-i cumpere acea sticluță, acei care își permit. Nu trebuie să ignorăm faptul, și aici colega mea poate să confirme, clorul în apă, chiar și în acele cantități dozate, după normativ, care sunt la stația de epurare, este o travă curată în organismul uman. Deși suntem obișnuiți, adică ni se pare normal să simțim acel miros de clor în apă, nu este chiar așa sănătos, să spunem? Nu e sănătos și ce e cumva alarmant e că nu toată lumea își permite, nu toți părinții își permit, cum zicea și Gabi, nu toți părinții își permit să cumpere o apă pură pentru copiilor. Și atunci cu ceilalți ce facem? Sunt atâția copii care nu-și permit poate, nu știu, un sandwich la școală. Și asta iar e un subiect extrem de delicat. Și discutăm despre pepiniera pe care noi trebuie să o avem, trebuie să avem grijă de ei. Pentru că dacă noi nu ne gândim cum vor crește acești tineri și ce mediu le vom oferi, atunci la ce să ne așteptăm? Care va fi evoluția noastră peste câțiva ani, da? Pentru că inevitabil ne vom confrunta atunci cu o populație îmbătrânită cu care deja ne cam confruntăm. Și suntem acolo, suntem. Discutând de, că spuneam, de case, da, s-a încercat o reabilitare termică care nu este, s-a făcut lucrurile cum s-au făcut și știm foarte bine. Este de acum de antologică povestea cu liftul, cu tablele care zboară de pe blocurile nou anvelopate și așa mai departe. Lucrări făcute de mântuială. Dar, mă rog, asta a fost aparatul tehnic din cadrul primăriei, care și-a făcut treaba cum și-a făcut, în frunte cu administratorul public și așa mai departe, și cu edilul șef. Că, până la urmă, ormei, și tu, ca și edil șef, dai socoteală pentru faptul că n-ai avut un aparat de calitate sub tine și nu te-ai îngrijit de această stare de fapt, da? Bun, discutăm despre acea reabilitare termică, discutăm despre faptul că centralele actuale de apartament poluează aerul foarte mult. Aceste centrale, prin condensare și datorită gazelor care le elimină, ne fac pe noi să avem foarte multe probleme respiratorii. Proiectul care l-a propus AUR în urmă cu ceva vreme, când s-a închis Mintia, a fost bagatelizat și așa, persiflat în Consiliul Local. Dar cu acel proiect scăpam și de deșeuri prin achiziționarea celor două CAF-uri. Colegii noștri au făcut demersuri și implicit au luat legătura cu specialiștii finlandezi care ne-au furnizat și specificații. Deci nu venit doar cu povești. Pentru că știți cum am plecat de la ideea că dumneavoastră spuneați oamenii nu mai cred în povești. Da, într-adevăr, noi deocamdată nu doar că le spunem, discutăm concret pe date tehnice, statistice, lucruri pe care le putem realiza, însă datorită faptului că nu suntem la butoane cum se obișnuiește, nu avem ce să facem, dragi cetățeni. Însă cu ajutorul dumneavoastră, după data de 9 iunie, probabil vom reuși să facem. Ei vor decide. O să citesc și câteva dintre mesajele pe care telespectatorii noștri ni le-au trimis. Domnul Liviu spune: cu astfel de consilieri, Gabi va face treabă bună la primărie, vă susține, mult succes vă dorește și domnul Răzvan Mareș, succes doamna Neagu Cristina, Alexandra Truță vă urează mult succes, oameni de AUR, Doamne ajută, e nevoie de oameni ca voi în administrație, felicitări, spune și Cristi Luca, vă mulțumim, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, dacă sunteți cu ochii pe noi, bineînțeles. Bucătăria aceasta a politicii, credeți că este mai complicată decât bucătăria pe
care o cunoașteți atât de bine? Tot ce e nou e complicat până până la asimilezi și până înveți cutumele momentului, că până la urma urmei de asta e vorba. Dar eu zic că dacă ești sincer și dacă pui un pic de pasiune în ceea ce faci, exact ca și în bucătărie, lucrurile n-au cum să nu-ți iasă bine. Eu sunt un om extrem de simplu și de direct, cinstit din câte și direct, observ da, eu. Ce-i în gușă și în căpușă, că aia e o vorbă pe care o folosesc foarte des. Asta simt, asta fac. Am simțit de ceva timp că trebuie să particip și trebuie să fac ceva pentru orașul ăsta. La un moment dat mă simțeam ușor neputincioasă pentru că îți trebuie o susținere. E clar că nu poți să faci singur și atunci de aia am ales să mă alătur lor și să mă duc pe drumul ăsta. Pentru că trebuie să lucrezi în echipă, exact ca și în bucătărie. Bucătăria exact. Nu o faci singur niciodată. Bucătăria o faci cu o echipă bună și bună. Încerci să fie bună și cu cât echipa e mai pregătită și cu cât echipa e mai compatibilă cu tine, lucrurile ies, poți să iese de 5 stele, am zis eu tot timpul, chiar dacă le faci într-un oraș mic și le faci la nivel local. De ce nu? Noi suntem așa o bucătărie de 5 stele, o numesc eu, sau vrem să fim și tindem să fim, pentru că suntem oameni pasionați, pentru că nu umblăm cu ascunzișuri și asta e foarte important și mergem pe același drum. Oamenii au nevoie de sinceritate din partea celor pe care îi reprezintă. Eu așa zic, știu că lumea nu mai crede, pentru că fac parte din lumea aia, acum m-am înscris, într-adevăr sunt alături de ei, dar nu cu ceva timp în spate, nu foarte mult, eram un devean care nu mai credea nimic. Și așa este, lumea nu mai crede pentru că ce să mai creadă, ce să creadă, au crezut ani de zile. Unele lucruri au fost demonstrate. Da, nu știu, nu s-a întâmplat nimic, povești, promisiuni, deșarte. De ce ar crede oamenii că dumneavoastră, membrii AUR, sunteți altfel, sunteți diferiți față de toți acei politicieni în care ei nu mai cred, sau mare parte dintre ei au dovedit că nu pot fi de încredere. Știți de ce ar trebui să creadă noi? Pentru faptul că noi, în acești 4 ani, deși posibilitățile noastre au fost limitate, oamenii au văzut devotamentul nostru și dăruirea noastră pentru comunitate. Prin diferite acțiuni pe care le-am făcut, fără a le mediatiza foarte mult, fără a face populism ce și drept, propagandă. Așa, între ghilimele spus, ați fost prea mult printre oameni, aș spune eu. Da, nu? Da. Fără a face propagandă cu aceste acțiuni, pentru că ni s-au părut firești să le facem, să ne ajutăm semenii noștri, semenii aflați în dificultate, sau să intervenim atunci când instituțiile statului, abilitate în anumite domenii, fie nu fac față, fie datorită unor lipsuri în domeniul respectiv, nu reușesc să îndeplinească anumite acte. Și aici m-aș referi la actul medical, de exemplu. Timp de un an de zile, românii și-au putut investiga anumite probleme de ordin medical cu ajutorul caravanei medicale AUR, care a făcut un periplu la nivelul întregii țări. Pro bono. Cu această ocazie, la nivelul județului Hunedoara s-au făcut un număr de peste 4.000 de investigații medicale la un număr de peste 1.700 de pacienți, investigații însemnând de la analize complete de laborator, ecografie, EKG-uri, medicină internă, analize oftalmologie. Care unora probabil a salvat oftalmologie, viața. Absolut. Oftalmologie, în cadrul, și aici ați deschis o paranteză, în cadrul controalelor oftalmologice pacienților cărora li s-au prescris ochelari, le-a și fost distribuiți acești ochelari în mod gratuit, fără nicio plată. Sau au fost depistați pacienți cu cataractă care au fost operați de asemenea cu titlu gratuit, operații care, după cum știm bine cu toții, sunt deosebit de costisitoare.
stomatologie, cabinet stomatologic, la fel, iar e o sincopă actului medical, faptul că stomatologia, care este una dintre, zic eu, foarte importantă parte a medicinei și, de altfel, dentiția influențează foarte mult celelalte boli care pot surveni la om. Inclusiv atunci când mâncăm, nu? Exact. Categoric. Trebuie să avem cu ce. Exact, să avem cu ce, corect. Și din discuțiile purtate cu colegii de la cabinetele stomatologice, mi-am dat seama că suntem în coada clasamentului, adică oamenii prioritizează mai întâi cheltuielile pe care le au de cu totul și cu totul altă manieră. În speță, nu au de plața, ales, din păcate. Da, bineînțeles, plata utilităților, coșul zilnic, copii și așa mai departe. Și când trebuie să te mai duci, că te doare o măsea, păi zici, mai bine o scot. Și dacă scoți una, mâine scoți alta, apoi mâine rămâi fără nimic în gură și ești gata. Nu se mai poate face nicio intervenție. Vedeți? Asta arată nivelul de trai. Arată faptul că nivelul de trai s-a deteriorat foarte mult. Și acum revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră, de cine ar crede oamenii pe noi cei de la aur? Pentru că noi am dovedit că putem face. Noi am dovedit că facem lucruri pentru comunitate. Fără a avea un beneficiu în mod direct. De aceea oamenii trebuie să aibă încredere în continuare în noi, să ne dea girul de încredere la alegerile ce urmează, și să aibă convingerea că la fel cum am făcut de fiecare dată când noi am promis ceva, noi ne-am și ținut de promisiune și am și făcut. În momentul de față, da, lumea este sceptică și este firesc să fie așa, pentru că au fost păcăliți timp de 35 de ani de partidul Comasat. De PSD și de PNL au fost păcăliți și de alte formațiuni politice care au venit, s-au dus, s-au perindat. Dar au fost în guvern și măsurile la care și-au adus aportul s-au văzut, de la o zi la alta viața românilor s-a deteriorat. Practic, întreaga politică a fost una destructivă, nici de cum o politică constructivă, care să aducă la bunăstarea românilor, la bunăstarea cetățenilor și în speță să aducă acel plus de confort în viața fiecăruia care este clamat la fiecare tur de alegeri. Mai avem, cred că, vreo 3 minute din această emisiune. Nu știu cum o să împart timpul pentru amândoi invitații mei. Doar eu că... mai am numai un subiect. Un subiect, important. Haideți atunci să vedem și acel subiect, după care o să povestesc. Neapărat, neapărat. Și cumva l-am omis și era o chestie de discutat așa la început. Telecabina, că toată lumea zice de telecabina, un punct de atracție, care ar fi trebuit să fie un punct de atracție și un punct în jurul căruia s-ar fi întâmplat lucruri, lucrurile faine de care vă ziceam eu. Au gravitat, ar fi gravitat. Da. Ar fi gravitat și ar fi fost, da, într-adevăr, nu știu, steaua aia pe care am fi câștigat-o și am fi pus-o acolo în... O stea din cele 5 de care spuneam din cele mai devreme. 5, da. Din păcate, nu e cum trebuie să fie. O să mă limitez să fiu extrem de scurtă ca să-i dau cuvântul la Gabi la final. Nu se întâmplă nimic. Eu am o chioșculeț acolo la cineva în curte și chiar îmi doream să-l amplasez. Aștept cu sufletul la gură să văd că am și de ce să-l amplasez. Sunt anumite căsuțe de lemn care stau închise, nimeni nu vine, nimeni n-are curajul să închirieze, nimeni nu vrea să facă nimic. De ce oare, vă întreb? Și asta e o întrebare pe care o să o păstrez și sper să o rezolvăm noi dacă într-adevăr lumea o să ne dea poate șansa și o să facem primul pas cu telecabina. Păcat, mare păcat, vin grupuri de copii, merg pe jos, mulți dintre ei de frică să folosească sau și-ar fi dorit poate să folosească telecabina. Nu se întâmplă nimic pentru ei, nu e o muzică, nu e un zgomot, nu e nimic, lumea urcă... mare, mare păcat, am zis. Și chiar stau și chiar am stat zile în șir lucrând la chioșculețul ăla meu și mă gândeam, Doamne ferește, e de Doamne ferește, cum a zis și Gabi, ce se întâmplă? Da. Îi dau legătura colegului. Mulțumesc pentru... Am fost extrem de scurtă. Eu simt că trebuie să mă retrag în momentul acesta să vă las aici pe amândoi. Da. Cam așa funcționează lucrurile la aur. Deci noi suntem un partid atipic. De fapt, aur... Care își dă legătura în permanență. Da, nu este, aur nu este un partid politic în adevăratul sens al cuvântului, ci este o stare de spirit.
Noi suntem acea stare de spirit. Ar fi bine care, să vă păstrați. Da, care ne dorim să, cu care ne dorim să ne însuflețim și pe compatrioții noștri. Ne apropiem, mai avem doar câteva zile și marea sărbătoare a Învierii Domnului ne bate la ușă. Mulți se pregătesc așa cu mare forfătă, probabil că și la invitata mea de astăzi deja oalele sunt pe foc, da. Pregătiți facem drobul, exact. Din păcate, unii nu au această posibilitate. Fiecare dintre noi, cred că am putea să punem așa mână de la mână să facem ca și pentru acei oameni sărbătorile să fie puțin mai liniștite, dar asta este o altă discuție. Probabil că am putea să discutăm cel puțin două emisiuni despre acest aspect și iarăși ne întoarcem la traiul de zi cu zi. În final, o să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor hunedorenilor și nu numai, pentru că prin intermediul rețelelor de socializare suntem urmăriți. Absolut. Și din alte zone ale țării, chiar și dincolo de granițele țării. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această posibilitate și prin intermediul dumneavoastră doresc să transmit tuturor devenilor, hunedorenilor, tuturor românilor, atât din țară cât și cei din diaspora, pe care îi iubesc și îi îmbrățișesc cu drag, pentru că ne-am mâncat cojile, aș putea spune, împreună ani de zile. Le doresc sărbători pascale luminate, binecuvântate, cu pace și lumină în suflet și fie ca învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne aducă bucuria binemeritată și totodată acea reînviere de care poporul român are atât de mare nevoie. Doamna Todea, în mod normal v-aș fi cerut o rețetă, fie de prăjitură, dacă de pască, timp, da, de puteam să facem mai doar cooking, mai avem show live. Da. Data viitoare să fim pregătită, da. Doresc și eu foarte scurt să le transmit devenilor mei de suflet sărbători fericite, să primească lumina Domnului în case cu sufletul încrezător în ceea ce se va întâmpla și vă iubim și suntem alături de voi. Vă mulțumesc și vă mulțumim și eu și cei care ne-au urmărit astăzi că ați fost alături de noi. Să aveți sărbători cu bine, sărbători luminate și să vă păstrați acest spirit de optimism până la urmă. Un spirit care ne cam lipsește cei drept în ultima perioadă. Vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!